Adică se va da câteva detalii, da? Și următor, ulterior, o să fac programare să da. Primi cu documentele. Cazierul zicea când la tot timpul. Nu am cazier. O să trebuie să-l face și face. Nu este greu, o să vă explic ulterior. Okay. Adică să vă zic despre ce este vorba și după aia vă zic cum să vă face da. Și acest lucru. Și este vorba de depozit, de produse farmaceutice, de uzi veterinar, medicamente pentru animale. Se face picking și packing. Haideți să vă zic, deci pentru picking, în primă fază se scanează. Două departamente diferite. Se scanează produsele pe bază de comandă, se pun într-un cărucior și se trimit către împachetare. Cei de la packing, de la împachetare, se ambalează, reetichetează, se trimit către expediere. O să vi se facă training la locul de muncă, o să vi se explice absolut tot ce este necesar ca dumneavoastră să vă puteți desurca. O să vi se explice, da? O să, pentru picking, v-am zis, se dă scanul, îl scanați, îl puneți în cărucior și îl trimiteți către împachetare. În prima fază se va face un contract, doar nu pe o perioadă de 3 luni de zile, cu posibilitate de prelungire, unde vi se garantează 40 de ore în fiecare săptămână, având ture de zi cât și ture de noapte. Dacă în momentul când se vine la sediu și se optează pentru a lucra tura de zi, veți rămâne doar pentru tura de zi, dacă se optează pentru tura de noapte, veți lucra doar tura de noapte. Programul de lucru pentru tura de noapte, cele 40 de ore care trebuie respectate, duminică noapte începe shift-ul, așa este socotit o săptămână, de la ora 22 la 7:30 minute. Sunt două pauze, a câte 30 de minute, o pauză este plătită, o pauză nu este. Joi spre vineri se termină cele 40 de ore care sunt garantate printr-un contract. Tura de noapte este plătită cu 10,21 pe oră. Bani curați ce vă rămân dumneavoastră, restul taxelor vi se plătesc separat, plus cele 28 de zile concediu anual plătit. Ce depășește 40 de ore pe săptămână, după cum bine știți, este considerat overtime, o ore suplimentare, care pot fi făcute la terminarea programului, opțional, cine vrea să stau de bună astăzi, nu este liber să plece acasă și, bineînțeles, în funcție de comenzile de la punctele de lucru. Sau o singură zi din weekend, vinerea, timp liderul face o listă, cine vrea să vină sâmbătă sau cine vrea să vină duminică. În cazul dumneavoastră, vineri spre sâmbătă sau sâmbătă spre duminică, în cazul tură de mână. Plata se face săptămânal în fiecare zi de vineri. O să trească să vă facă o programare, să veniți cu documentele. Dumneavoastră le aveți pe toate, dar vă mai lipsește acest cazier din ceea, care trebuie să-l faceți. Eu o să vă trimit acum un mesaj, doamne, un e-mail, pardon, okay. cu site-ul guvernului, cu link-ul documentului unde trebuie să vi-l faceți. Știți ce este un cazier judiciar, nu? Acesta se obține doar online. Nu e greu de făcut. Haideți să vă zic, când făceam noi, ca și companie, până în urmă cu ceva timp, se făcea de către noi dinainte. Dar ce s-a întâmplat? S-a făcut în trecut pentru anumite persoane, număr mare, compania l-a plătit pentru că se plătește la bancă, la poștă sau online, iar o parte dintre acele persoane, după ce compania l-a plătit, nu s-au mai prezentat la înregistrare și compania a rămas cu documentul plătit. Și atunci cel mai simplu, fiecare persoană își face documentul, îl plătește, păstrează chitanța, făcând dovadă de plată când veni la sediul nostru, compania vă returnează banii înapoi în momentul înregistrării. Nu e greu de făcut. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă asigurați că îl faceți în regim de urgență și că și îl primiți în regim de urgență. Regim de urgență înseamnă între 2 și 5 zile. Vine prin poștă la locuința dumneavoastră. În cazul în care dumneavoastră nu reușiți să-l faceți, din diferite motive, este termen de emitere prea mare. Dacă vă dă termen de emitere de 2-3 săptămâni, 7, 14, 21 de zile, nu-l faceți, pentru că nu putem să așteptăm nici noi, nici dumneavoastră. Da? Uh-huh. Undeva pe data de 2-3 trebuie să veniți la sediul nostru, în aceea zi sau cel târziu, a doua zi, se începe munca. În cazul acesta, ori mergeți la un contabil, unde doriți dumneavoastră, ori puteți reveni cu un telefon și acest document se poate obține și prin intermediul celor de la noi, de la contabilitate. Eu o să vă trimit acum e-mail-ul, vedeți despre ce este vorba. În momentul când faceți aplicația, o să primiți un număr de referință, doamnă. O să trească să mă sunați, să-mi dați acel număr de referință. Având numărul de referință, suntem convinși că documentul este în curs de procesare, pe la plătit și vă facem automat programarea. Doar mă duc la contabilitate și cei de aici verifică termenul de emitere să fie între 2 și 5 zile. Atât. S-am confirmat printr-un e-mail sau printr-un SMS dacă primiți. Am primit, ok.